Salutare la toată lumea și bine v-am găsit din nou pe canalul meu. După cum vedeți, am aici o cutie. Mi-a venit coletul. Am comandat, după cum ați văzut și în descriere, niște grătare pentru podeaua porumbeilor. Și am decis să vă arăt și vouă cum arată. Eu le-am comandat de pe firma vânătorului. Nu vreau să fac reclamă sau ceva, dar după părerea mea au un preț foarte accesibil. Și sunt destul de calitative, adică față de alte site-uri, prețul este unul super, super bun. Ia uitați, este o cutie destul de mare. Nici eu n-am deschis-o, am zis să vă arăt și vouă cum arată, scrie pe ea fragil. Haideți să o desfacem. Sper să pot cu o mână. Stați așa, să opresc camera, o desfac și apoi continui să vă arăt ce se află înăuntru. Haideți că am reușit să desfac cutia, m-am chinuit un pic, a fost destul de bine împachetată. Un lucru foarte bun, pentru că pe curier se pot sparge foarte ușor obiectele. Haideți să vă arăt de ce să ai carton. Am luat aici 5 puzzle sau nu știu exact cum se numesc, mai am eu câteva pentru cuibare. Pentru o dată, bine, asta nu o să-mi trebuiască acum la primăvară. Pentru că eu iarna nu-mi perechez porumbei. Mai am încă 5 odihnitori pentru porumbei. Mai am eu câteva și am decis să mai cumpăr 5. Cam așa arată. O să montez mai târziu una să vă arăt exact cum arată la final. Haideți să le dăm deoparte. Aici cred că am primit cadou niște stickere cu porumbei. Și am mai cumpărat, am un lapsus acum cum se numește, pentru a face curat în boxe, pentru a curăța mult mai ușor. Și aici sunt grătarele. Ce uitați? Din câte am văzut pe site, ei spun acolo că au o rezistență de până la 200 de kilograme. Deci par din că sunt făcute dintr-un plastic foarte, foarte dur și foarte rezistent. Par că sunt destul de calitative și mai mult ca sigur așa și sunt, pentru că la foarte, foarte mulți căscători le-am văzut. Și chiar unii dintre ei mi le-au și recomandat și chiar site-ul respectiv de unde le-am comandat și eu. Deci cam acestea sunt. Cred că o să arate destul de bine în volieră. Sunt un plastic, la fel de părerea mea, de calitativ. Pare un plastic dur. Bine, mai mult ca sigur nu o să fie probleme la odihnitor, pentru că porumbeii nu sunt grei, nu sunt... Cam așa arată. Acum o să merg să le montez, să le pun în volieră. Și o să vă arăt la sfârșit cum arată. Sper să arate destul de frumos. Am reușit să montez grătarele. Ia uitați ce bine arată. Sincer, nu mă așteptam să arate așa bine. Sunt foarte, foarte mulțumit. Mai mult ca sigur, acum o să fie mult mai protejați de anumite boli. Pentru că nu mai au contact cu dejecțiile. Nu știu cum se vede pe cameră, dar sincer, mie mi se pare că arată foarte, foarte bine. După sărbători, n-am mai avut timp acum, o să termin și boxele, să le continui până sus, încă 3 rânduri. Am zis că le fac zilele astea, dar n-am avut timp. Cam asta este noua achiziție, să zic, din volieră. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să dați acolo un like, o distribuire și cei care nu sunteți abonați, să vă abonați.
Ne auzim pe data viitoare. Pa, pa!